Uniunea Salvați România Timiș anunță desemnarea lui Nicu Fălcoi, candidat al partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Această nominalizare vine în urma unui proces democratic de vot intern care s-a desfășurat sâmbătă. Experiența sa în serviciul militar și ulterior în serviciul public ca parlamentar și ca vicepreședinte al adunării parlamentare NATO îl face candidatul potrivit pentru a conduce Consiliul Județean Timiș. Transmit reprezentanții USR Timiș. USR candidează pentru Consiliul Județean Timiș în Alianța Dreapta Unită.